Salutare, cu voi Dimas Show și astăzi facem un video de gen 30 de întrebări pe care trebuie să le adresezi la prima întâlnire. La fiecare în viață ajunge moment când trebuie să ieși la întâlnire cu o fată, gen băiat. Trebuie să știi ce întrebări să adresezi la persoana aceea când te duci la prima întâlnire. Și astăzi o să încercăm eu să adresez întrebările și eu singur să răspund la dânsul, că când eu m-am dus la prima întâlnire. Prima întrebare: ce te face să râzi ca prostul, proasta și când s-a întâmplat asta ultima oară? Pe mine cred că mă face să râd niște lucruri, adică niște glume de a prietenilor sau niște situații amuzante. De exemplu, chiar și ieri mi s-a întâmplat asta și chiar și azi, dacă nu mă greșesc. A doua întrebare: dacă ar fi să te muți pentru totdeauna într-un alt loc, care ar fi acela? Eu vă spun serios, tare, foarte tare vreau să mă duc în America. Ei, n-aș vrea să-mi lăs țara mea, e clar lucru că îmi place și în Moldova, desigur, dar luând în considerație în afară de țara mea, da, asta e America, că acolo e clasă. A treia întrebare: ce poreclă mi-ai pune? Adică te duci la prima întâlnire cu o fată, întrebi ce poreclă mi-ar pune. Da, eu i-aș pune, cred că, ceva puiu, puiuțu, draga mea, ceva mai drăguț, nu ceva rău acolo. Pa, chiombus, nu, de genul ăsta nu-ți poate, desigur. Puiuțu cred că ar fi. Dacă bei 3 pahare de vin, devii fericit sau trist? Eu nu știu cum alții, dar eu dacă beau 3 pahare de vin, devin fericit. Dacă mai beau așa 4-lea și 5-lea, sunt cel mai fericit. Dacă mai beau 10 de... 5 întrebare: dacă ar fi să călătorești cu mine în 5 locuri diferite de pe glob, care ar fi acela? Aș vrea în Paris, 1. Dubai, 2. Fitarii, plasmă roșu. New York, 3. Egipt și cred că China. Când ai râs ultima dată fals și de ce ai făcut-o? Posibil zilele astea am râs. Știți, uneori poate cineva spune o glumă așa nu tare amuzantă și tu, ca să nu obișnuiești omul jala, posibil m-am râs zilele astea. Adică, unde te vezi pe tine la 83 de ani? Blin, dar doamne, străiesc până la 83 de ani. Poate să și eu acolo căcioc și asta multe femei la 83 de ani. Când te duci la întâlnire cu fata sau băiat, trebuie să întrebi: ce îți place, femeie sau bărbat? Prima întâlnire. Și ei ne acordă ce îți place, femeie sau bărbat. Băi, logic eu, dar dacă te-am chemat pe tine la prima întâlnire, adică tu ești fată, logic nici de mă-mi place fată. Sau dacă eu sunt plăcut de băieța, apăvesc chem băieț, nu? Asta e logic. Și da, mie îmi plac fetele. Consider că animalele de companie ar trebui să doarmă în pat cu stăpânii lor? Nu, da, eu consider că asta e drăguț. Cum te simți că cineva îți mănâncă din farfurie? Eu, de exemplu, m-aș trebui să stai. Poți să mănânci. Normal mă sunt. Mai scurt, mă sunt normal că așa mănânc din farfurie mea. Care sunt primele 3 fantezii sexuale din topul tău? Eu socot că întrebarea asta e cam o leac perversă la prima întâlnire, dar oricum. Eu cred că acolo ceva, jocuri. Ce îți place la tine? Dacă o fată mi-ar acorda ce îmi place la mine, nici tot îmi place la mine. Da, eu sunt cel mai bun. Ce gânduri te țin trează noapte? Înainte de culcare, multe ori încep a visa că eu o să devin businessman, ca să am milioane, ca să fiu așa. Care este planul tău de scăpare în cazul unei apocalipse zombie? Cred că eu să încep am pușcat tot să-i ușid, să ne facem un grupușor așa de oameni și ca în filme, ca în seriale, să ușidem zombie și fugim. La ce te uiți și la ce te gândești atunci când te masturbezi? Plea, uitați-vă, asta chiar nu e întrebare și e că trebuie să o acordați la prima întâlnire. Tu ești la prima întâlnire cu o fată sau cu un băiat și tu îi dai întrebări despre masturbații? La ce te uiți și la ce te gândești la când te masturbezi? La porno? La porno video? Care sunt cele 5 lucruri care ai nevoie de la partenerul tău de viață? E ca asta, da, asta e întrebarea care trebuie să o acordați la prima întâlnire. Adică e normal întrebați-o. Eu cred că aș vrea o femeie gospodină, o femeie frumoasă. Una care să fie numai cu mine, dar nu cu 10. Cred că ar vrea să fie o femeie să fie cinstită cu mine, să mă iubească mult, să iei la mine, să mă ascult. Ce urăști la tine? La mine ce urăsc eu la mine? Că sunt prea bun. Da, sunt prea bun cu oamenii care asta nu merită. Da, dacă un om vine și la prima întâlnire îți adresează așa întrebări stupide, că cum am găsit eu pagina asta, la mine, anume la mine îți vine cineva să ne adresează așa întrebări stupide, eu i-aș zice și... Dar tu vopșe, cine ești? Mai scurt, dacă v-a plăcut, spuneți like, dacă v-a plăcut, numai decât puneți like, abonați-vă la canal. Pe viitor, as mă story să fac. Nu vă promit iar cum v-am promis ca să fac în fiecare săptămână. Cum ați primească așa să fac? Într-adevăr, am un grafic de lucru foarte greu, dar as mă story să fac. Să postez mai des pentru voi și voi nu mai uitați de mine, mai scrieți niște comentarii, mai susțineți-vă cu ceva bun. Probabil pentru cineva a fost interesant, dar pentru cineva nu a fost interesant, dar eu oricum am stăruit. Dacă v-a plăcut, puneți like. Când te duci la prima întâlnire, trebuie să nu te conduci după o pagină din internet. Te duci la prima întâlnire, faci așa cum ești tu. Adică tu dacă ești amuzant, o să glumești, o să fie totul ok. Dacă tu ești un pic rușinos, tot o să fie ok. Dacă este cineva prin abonații mei care n-au avut încă prima întâlnire, atunci nu vă temeți, ca să fie tot ok. Eu când mi-aduc aminte când am fost eu la prima întâlnire, a streșit tot prin asta. Trebuie să streșeți. Să vedeți.
E cam așa unul de. Mai scurt, băieți și fete, eu mă duc o leac să mă distrez, mă duc să mă prim și viitor o să fie doar mai interesant. Eu o să mă stăr, oricum eu n-o să mă lăs de video. Oricum, până la urmă, o să fie tot interesant. Cu voi a fost Dimas Show. Ne revedem în continuare. Pa, ca!